Bine, v-am regăsit. Am vorbit în ultimele luni despre leadership și cultura organizațională. Însă multe dintre problemele implementării culturii organizaționale pleacă de la disputele între asociații. Mă voi referi astăzi la societățile cu răspundere limitată. La înființarea unei noi afaceri există mult entuziasm și un sentiment profund de camaraderie între asociații. Partenerii și împart părțile sociale după criterii emoționale bazate pe buna înțelegere existentă la acel moment. Are are ori să iau în calcul criteriile obiective care țin seama de modul în care va evolua afacerea și aportul fiecărui asociat la cifra de afaceri sau marja de profit. Și este de înțeles acest lucru dat fiind contextul dificultăților de previzionare. SRL-urile sunt asocieri de persoane și nu de capitaluri. Deci se presupune că partenerii vor fi implicați direct în activitatea viitoare a firmei. În acest context, la înființarea unei firme cu mulți asociați, se au în vedere atât potențialele aporturi ale fiecăruia, cât și o disipare a riscurilor. Cu alte cuvinte, fiind mai mulți, Afacerea va avea mai multe aturi, responsabilitățile și greutățile vor fi duse de toți, împărțind frățește și munca și rezultatele. Din păcate, viața ne-a dovedit adesea că asocierile pe bază de prietenie și încredere nu sunt sustenabile odată ce realitatea pieței se instalează. Împărțirea capitalului social de 100% în două sau mai multe părți intră în impas când criteriile principale de analiză se rezumă la muncă și bani. Problemele apar atunci când unul dintre asociați li se pare că ceilalți muncesc prea puțin și câștigă prea mult, comparativ cu ce au promis sau cu ceea ce muncesc. Împărțirea inițială a capitalului social a conferit fiecărui acționar drepturi, precum cel de vot sau de repartizare a profitului. Însă nu a statuat și la sumate de fiecare partener, acesta rămânând intenții, așteptări și percepții nedefinite și necântărite. Cum socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg, apar și frustrările, reproșurile, dezacordul și apoi disputa. Abia când conflictul izbucnește, asociații citesc cu atenție statutul de la înființare. Clauzele semnate cu ani în urmă, în contextul armoniei și entuziasmului de atunci, capătă un cu totul alt sens într-o situație tensionată. Pentru aceste momente, dominate de orgolii și alte emoții puternice, de cele mai multe ori nu s-a prevăzut un mecanism clar de soluționare a conflictului. Astfel, retragerea unuia sau mai multor asociați devine o problemă mult mai complicată decât asocierea inițială. Nu există o soluție universal valabilă. Statutul este așa Cifrele sunt publice, iar aportul fiecăruia rămâne interpretabil. Este nevoie de multă rațiune și stăpânire de sine pentru a soluționa problema. În mod cert, ceva nu funcționează cum trebuie. Iar dacă din trei asociați, de exemplu, doi muncesc și al treilea doar așteaptă dividendele, cel mai probabil se va ajunge într-un impas. Într-un scenariu de separare, în absența responsabilităților individuale și a mecanismului de separare, fiecare își face propriile socoteli. Se complică situația când una dintre părți nu-și dorește separarea sau nu în acel mod, fără să aibă neapărat altă soluție. Prieteniile în acest moment sunt compromise definitiv. O parte importantă din energia care ar putea fi consumată pe soluții constructive și pe activitatea viitoare se risipește în analize, ședințe și certuri prin care fiecare încearcă să iasă câștigător. Desigur, un gentleman's agreement ar fi de preferat. Viața ne-a dovedit că aceste lupte sunt pierzătoare pentru toți. De la sănătatea fizică și până la cheltuielile unui proces, toate sunt costuri într-o direcție fără viitor. Ce putem învăța de aici? Să ne bucurăm de entuziasmul noului început, fără să neglijăm clarificarea în detaliu a parteneriatului în care intrăm. Să definim regulile și principiile care vor sta la baza activității atât pentru cei aflați la început, cât și pentru cei care nu au ajuns la dispute, să fie identificate clar și înscris responsabilitățile și contribuțiile asumate de fiecare. Să creăm din timp soluții pentru vremuri nefavorabile. Să prevedem în documente mecanisme de mediere a conflictelor și de separare în caz de nevoie. Dar mai ales să nu lăsăm frustrările să se adune, ci să discutăm calm și constructiv aspectele care ne deranjează atunci când ele se întâmplă. Iar pentru cei care deja se află în conflicte de acest fel, să-și concentreze energia pe ceea ce le va asigura viitorul, găsind mecanisme de încheiere cât mai rapid a disputei curente. Este în avantajul tuturor să fie investite toate resursele în viitor și nu să fie irosite în trecut. Ne oprim pentru astăzi aici. Săptămâna viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe pagina noastră de Facebook și în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!